Ne aflăm la hramul mănăstirii Piatra Fântânele din județul Bistrița Năsăud. O mănăstire care are preocupări aparte. Nu doar faptul că aici se nevoiesc peste 20 de călugărițe, dinpreună cu Părintele Duhovnicesc, Părintele Gavril. Acești destoinici călugări se ocupă și de credincioșii din parohia Piatra Fântânele, care se află la distanțe foarte mari. Și mai ales iarna este greu de ajuns, astfel încât părintele și maicile ajung chiar cu schiurile la bătrânii din această parohie să le aducă hrană și medicamente. De asemenea, mănăstirea se ocupă de copiii din această zonă, aducându-i de la depărtări în casa lor și apoi ducându-i la școală, chiar maicile fiind profesoare. De asemenea, mănăstirea se grijește de copiilor părinților plecați în străinătăți. Au grijă de educația lor, au grijă de sufletul lor, au grijă ca atunci când se vor întoarce părinții să fie întregi și la minte și la trup. Maicile acestei mănăstiri se nevoiesc brodând pentru toți preoții din această zonă. Părintele, de asemenea, se străduiește să nu lipsească nimic mănăstirii și credincioșilor din zonă care sunt cu neputințe. Și sunt multe alte lucruri foarte frumoase și bune pe care am putea să le spunem despre această mănăstire oricum, ceea ce se vede de 90 de ani încoace, din partea pelerinilor, a credincioșilor care vin în număr atât de mare, dovedește faptul că avem o obște destoinică care slujește lui Dumnezeu și oamenilor.